Că dacă poporul Dumnezeu nu se ridică, nu răspunde, am plecat efectiv cu aeronava, companiei Blue Air. E o experiență care, pot să spun, am învățat ceva. Pentru prima dată când am călătorit cu avionul, e o chestiune, întotdeauna este, să zic, întotdeauna când mergi undeva, mergi într-o țară, mergi cu un alt lucru care nu ai călătorit, este diferit și e normal cumva să trăiești o anumită experiență de început. Vreau să vă spun că, personal, nu mă așteptam să pot să cred că există și, în același timp, Dumnezeu ne cheamă să credem de acum ceea ce ne stă nou în față. Să pot pleca, să pot să călătorim, dar nu către, de la, făcând referință, București, eu știu, Bergamo sau Veneția. Să mergi destinația, planeta Pământ, constelația Orion. Ca să alegem să fim credincioși și dacă vom alege să fim credincioși, Îngerul nu va trece pe lângă noi. Pagina 268 din această carte. Evident, paragraful este din toată carte, pentru că înțelegem rolul acestei cărți. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că ne cheamă la aceasta, să ne ajute El, ca să putem să credem puterea Lui. Pentru că stă scris, probabil că, și zic lucrul acesta, probabil că nu știu exact, dar este posibil să ne vedem, să putem studia câteva lucruri. Suntem intrați de așa, de la o piatră kilometrică hotărătoare. Se va petrece lucrurile sub ochii noștri, Biserica Lui Dumnezeu a trimis să intre în lupta finală, tinerii care îi aveți și îi avem și sunt ai noștri aici în comunitate, va trebui să fie, în mod deosebit, făcut conștienți că au un suflet mântuit, că au nevoie de o pregătire adevărată. Iar atunci când momentul va sosi, când planeta Pământ va rămâne pustie și goală, în timp ce ei vor fi înălțați, atrași mai puternic decât orice atracție pământească, Iisus, care va sta deasupra, în spațiu, și cetatea, și în mod deosebit acel cal de nouă care va trebui să ne transporte către cetatea sfântă, cu adevărat să avem caracterele pregătite, iar viața noastră să fie bună a Lui pentru veșnicie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Sfaturi și îndemnuri, pentru că pe Alice Copoezie.